ce urmează, la ora despre literatură și alți temuri. Da, eu nu țin niciodată aceeași conferință. Oriunde merg, fac altceva cu alt titlu și cu alt conținut. De pildă, la Arad voi face o conferință despre muzică și poezie peste două zile. Aici am folosit acest titlu ca să vorbesc despre scriitorii care mie îmi sunt cei mai dragi, începând cu Franz Kafka, despre care a vorbit și Ioana la discuția precedentă, și continuând cu cei pe care îi consider în mod pozitiv niște spirite înalte, niște daimoni sau demoni ai literaturii. Demonii aceștia nu sunt diavoli, ci dimpotrivă sunt ființele geniale, sunt ființele mai presus decât noi ceilalți scriitori muritori. Ar fi și alții, ar fi președintele Schreber, ar fi Henry Darger, ar fi foarte mulți inclasabili, inclasificabili între scriitori și artiști. Vreau să mă întreb, evenimentul face parte dintr-o serie mai mare, cel la Reșița Inspirațională. Cum vi se pare într-un oraș mai micuț, mai cu un alt profil, un asemenea eveniment și faptul că se încearcă aducerea literaturii și culturii în general? Eu cred că orice comunitate are nevoie de un loc în care să trăiască spiritual. Pentru o parte a vieții spirituale există credința, bisericile, dar avem nevoie și de artă. Și arta este unul dintre lucrurile care îți dau un sens în viață. Așa încât eu mă bucur că și Reșița, ca și multe alte orașe mici și mijlocii pe care le-am vizitat, are un asemenea centru, un asemenea forum unde invită autori, invită artiști, unde se poate produce contactul acesta cu publicul, unde se poate vedea creativitate și dragoste pentru frumos, pentru că în cele din urmă despre asta e vorba. Unul dintre cei mai importanti scriitori contemporani din lume, nu doar din România, domnul Mircea Cărtărescu. E o onoare, ne dorim de mai mulți ani să-l aducem la Reșița. Sper că e o ocazie fericită, un cadou frumos pentru toți reșițenii iubitori de literatură. Pe această scenă și în orașul dumneavoastră, în calitate de co-organizator al seriei de evenimente Reșița Inspirațională, invitați pe Mircea Nichina și Horia Roman Patapievici, și în calitate de co-organizator face foarte mare plăcere să îi pomenesc cu recunoștință pe cei care ne ajută la inițiativa și ne-a invitat să aducem acest format de evenimente la Reșița. Reșița, doamnei Laura Galerdea, în principal, și colegilor dumneavoastră ei, gazdei noastre, Centrul UBB Reșița. Și, țin minte foarte clar că era în 1989, pentru că citeam în această carte lui Grohmănicianu o mulțime de versuri extraordinare. Încă nu-mi dau seama. Încă nu-mi dau seama. Ce, e, să zic așa, un public politicos și timid, așa cum e publicul în general din Banat Ardeal.